Proiect de Țară România, oameni buni, bine ați venit, sunteți la Prima News, bine faceți, îmi place să vă spun asta în fiecare seară, să știu că sunteți acolo în fața televizoarelor și așteptați. Începe o săptămână nouă, în săptămână în care împreună cu colegii de la Prima News pregătim lansarea unei noi campanii, Turul României. Ne propunem să mergem prin țară, să vedem orașele țării și nu doar orașele, să vedem întâi de toate care este viața românilor. În anul ăsta foarte tensionat, foarte agitat, foarte dur pentru mulți dintre ei, care este viața lor, care sunt eșecurile, care sunt bucuriile, care sunt necazurile, care sunt succesele, pentru că sunt, într-adevăr, și multe succese. Și dacă nu credeți, vă spune unul care a prins și anii aia de dinainte de 1990 și credeți-mă, erau foarte cenușii. N-avem cum să facem altfel decât să ne uităm cu ochii mari așa către ce se întâmplă pe scena politică, pentru că începe să devină o luptă tare interesantă, așa, numai bună de popcorn, dar cu toate astea, atenție, să mergem cu toții să votăm pentru București. De ce? Primul care și-a, de fapt nu-i primul, că ții minte cei de la Aură și-au anunțat candidatul oficial cu ceva timp înainte. Și e foarte profi, foarte profesionist că și-au anunțat candidatul, au spus cine este, l-au prezentat pe om. Acum, dacă are sau nu are șanse, asta este o chestiune pe care noi toți cei care votăm o vom decide. Dar a intrat în scenă oficial domnul Piedone, acest veșnic primar al Bucureștiului. Cum mai apare câte un sector, cum îl găsim pe domnul Piedone? Acum domnul Piedone... Ăsta e numele oficial. Poate sunt mulți care cred că e doar o poreclă. Nu, a fost o poreclă și s-a transformat în nume. Omul și-a schimbat numele. Domnul Piedone candidează la București. Interesant, noi așa suntem în luna martie. În luna octombrie, așadar cu foarte puțin timp în urmă, vreo 5 luni în urmă, într-un podcast realizat de Cătălin Măruță, acasă la Măruță, să vede surpriză, oameni buni, ce spunea domnul Piedone. Haideți să-l ascultăm. Cum ai zis că ce? Candidez la primăria capitalei, președintele României. Bă, toată lumea zice chestia asta. Bă, băiatule, Piedone, clar, vertical, bagă-mă breaking news ăla, cum se numește, breaking popcast. Bagă acum, pac, burtieră, popcast, breaking news. Breaking popcast. Podcast, breaking news, podcast. Hai că revoluționăm și lumea asta. Da, deci, tati, Piedone, dacă a scos-o, e greu să scoți vorba pe gurița asta, dacă a scos-o... Rămâne vorba. Rămâne vorba și se duce cu vorba lui în prăpastie, dar nu se întoarce de la vorba. La marginea prăpastiei ajung aici și dacă am zis vorba, plec în jos. Știu unde îi cădea, dacă mi-am ținut onoarea, Dumnezeu te ridică la loc. Și spuneam și revin și îți răspund la întrebarea, la întrebarea ta cu primăria capitalei, președintele României. Puh. Da. E o vorbă din bătrâni. Hai să ne îmbătăm să ce minte avem. Și beat și treaz, Piedone nu candidează nici la președinție, nici la primăria capitalei. Punct. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Wow, adică cu tot acâmul, da, cu cruce, cu vorbe mari, onoare. Deci, domnul Piedone a vorbit despre onoare. Îmi țin onoarea. Acum, ce să zicem, că merge cu vorba despre care vorbea în povestea, în podcastul lui Cătălin Măruță, în prăpastie, cum spune. Despre asta e vorba, în politică ni se va răspunde. Dom'le, în politică lucrurile sunt complexe, dom'le. Nu știți voi ce înseamnă aia onoare, ce înseamnă ăla cuvânt. Colegul Sebastian Zacman este un mare admirator al acestor jocuri cameleonice, așa, din politică. Sebi, bine ai venit la întâlnirea cu domnul Piedone. Am ceva impresia că nu te-a surprins.
Bun găsit, Costi, da, sunt un mare admirator al jocurilor politice, dar nu al personajelor politice și nu doar de Piedone-i vorba aici, în general detest personajele politice, dar jocurile de putere îmi plac. Îmi place să văd cum se așează politicianul român pe o tablă de șah ipotetică. Sigur, în cazul domnului Piedone aici asistăm la mai multe decizii și răzgândiri în sine și cred că ar trebui să mai așteptăm puțin, să mai așteptăm câteva zile, că nu e sigur dacă domnul Piedone va candida sau nu. Din discuțiile mele cu lideri ai PSD și PNL, toți îmi spun că domnul Piedone joacă pe mai multe fronturi, joacă la mai multe capete, ca să folosim așa slang-ul, da, de sector 5, cu care domnul Piedone este obișnuit. El încearcă să le obțină un loc călduț copiilor, pe fiu, deja îl vedem regent la sectorul 5, delfin, da, în funcție, lăsat de tatăl Piedone, sectorul 5 moștenire către fiul Piedone. Adică îl punea în sectorul cu piața delfinului, știi? Adică pe asta chiar ar fi fost un mesaj bun așa. Da, dar era mult prea subtil ca să fie adesor. Acolo la Delfinul, cred că e în sectorul 3, nu? La e domnul Negoiță. Da, acolo e, da. Da, e domnul Negoiță n-are loc, nu poate. N-are loc. Dar mai are o fică domnul Piedone, care încearcă să-i găsească tăticul un loc călduț pe o listă de parlamentare sau europarlamentare, deci nu m-ar mira ca până la urmă să mai luăm o dată podcastul ăsta de la Măruță și să vedem că Piedone a făcut doar așa un foc de artificii, da, a pus la cale fără să candideze. Sigur, există și șanse foarte mari ca el să intre în această competiție, pare destul de hotărât și dacă ne uităm la sondajele de opinie, asta folosește Piedone aceste cifre ca pe post de combustibil. Își dă seama că e acolo umăr la umăr cu primarul Nicu Șordan și va juca totul sau nimic, pentru că primăria sectorului 5 o deține deja și o va deține în continuare, chiar dacă îl lasă pe fiul său acolo. Tot Piedone, cel bătrân, seniorul, va conduce din umbră primăria și atunci nu mai bine să riști și să reușești să câștigi două primării și primăria sectorului 5 prin fiul tău și primăria generală a capitalei, care este așa un super premiu, nu e doar un premiu, da, de confortare. Deci tu acum zici că e un fel de ține-mă că dau în ei. Da, adică da, e bau-bau aici. Da, se mișcă foarte mult plăcile tectonice așa în București. Sigur, noi avem amintiri aici neplăcute când vine vorba de plăci tectonice în București și de ce n-au făcut toți primarii după anii 90, n-au consolidat nimic. Însă, din punct de vedere politic, Piedone reprezintă un candidat puternic. Dincolo de sondajele de opinie, contează foarte mult și sondajul de la Firul Ierbii. Ori acolo Piedone e campion, stă foarte bine, știe să vorbească cu oamenii, pare așa desprins din popor. Acum asta e discuția, știe să vorbească cu oamenii sau știe să vorbească cu oamenii din București sau cu oamenii din anumite sectoare? Ei, tocmai asta va fi pariul, să vedem dacă modul său de a face politică trece de granițele unui sector. Am văzut totuși la sectorul 4, a făcut performanța, a avut și rezultate, a fost reales cu lejeritate, da, cu o majoritate covârșitoare, a demisionat când a fost tragedia de la Colectiv, a funcționat aceeași rețetă și în sectorul 5. Dar acolo, pentru că foarte mulți locuitori din sectorul 5 își doreau și ei să aibă un orășel al copiilor de tipul celui din sectorul 4. Dacă așa s-a făcut remarcat Cristian Popescu Piedone în primul său an de mandat. Și în sectorul 5 a reușit să învingă la alegerile din 2020, dar de văzut dacă această rețetă funcționează când vine vorba despre întreaga capitală, că aici electoratul e puțin schimbat. Nu vorbim doar de votanții clasici din sectorul 4 și din sectorul 5. Competiția e mai puternică, bucureștenii sunt mai sofisticați când vine vorba despre primarul general, sunt mai implicați și vedem ce n-am văzut până acum pe partea stângă. Divizare. Până acum, în ultimii 30 de ani, ăsta era tabloul. Dreapta era împărțită, candidați care își canibalizau voturile și pe acest fond de luptă în interiorul dreptei scotea capul candidatul de stânga, care câștiga imediat competiția. Ori vedem, acum lucrurile s-au inversat un pic. Sigur,
în acest moment, în această seară, pentru că mâine s-ar putea să arate altfel tabloul și vedem și pe Piedone, vedem și un candidat PSD-PNL care se bazează pe acest electorat de stânga, pe bazinul tradițional al stângii, dar să nu excludem și o candidatură a doamnei Firea din postura de independent. Tot la stânga. Uite ce scrie doamna Paula, o privitoare a emisiunii în momentul ăsta. Eu nu am luat ștampila colectiv de pe Piedone. Pe vremea aia locuiam la un apartament în spatele Rinului și acum am în urechi, în plină noapte, dimineață, sunetul continuu al sirenelor care se îndreptau spre Sfântul Ion sau Mina Minovici. Când am dat drumul la TV, am văzut catastrofa. Nu a dat el foc într-adevăr, dar a semnat ca și cum i-ar fi pus în mână chibritul. Vina morală tot în solidar există. Și cred că opinia asta a doamnei Paula nu este singulară. Sunt mai mulți oameni care nu-și pot dezlipi imaginea gospodarului Piedone, pentru că, așa cum ai spus, acum vorbind de serios, omul a lăsat urme ok pe unde a fost, așa, de colectiv. Atât de scurtă să fie memoria Bucureștiului? E clar că Piedone e genul de candidat care polarizează. Pe de o parte avem votanți de tipul doamnei care ne-a scris în această seară și care foarte probabil se va așeza în spatele lui Nicușor Dan și pentru Nicușor Dan va fi mai ușor să facă campanie din acest punct de vedere, din această perspectivă, pentru că le va reaminti bucureștenilor în campanie Nicușor Dan despre tragedia de la colectiv, despre legătura dintre Piedone și colectiv, deși din punct de vedere juridic Piedone, să nu uităm că a fost achitat. Însă și aici e o discuție foarte complicată, foarte dureroasă despre cum funcționează justiția din România. Piedone, să nu uităm, în dosarul colectiv a fost condamnat la 8 ani și ceva de închisoare în primă instanță, 8 ani și jumătate, în a doua instanță 4 ani cu executare, ca pe o cale extraordinară să ajungă în a treia instanță unde să fie achitat. Deci când a funcționat justiția din România pentru noi ca cetățeni și pentru rudele victimelor contează de la... Unde, știi cum e, contează unde e Piedone acum. Piedone este liber, e libertate și are decizie. Dreptul să candideze. Exact. Absolut. Are dreptul să candideze, însă asta nu-i va opri pe opozanții săi politici să amintească și să reamintească la nesfârșit de cazul colectiv. Ori din acest punct de vedere vedem Piedone e un candidat care strânge voturi dintr-o anumită pătură a societății, care preferă administratorul, gospodarul și care n-are standarde morale ridicate, dar în același timp Piedone reușește să mobilizeze și celălalt tip de electorat ostil, care va merge către contracandidatul sau contracandidații săi. Hai să vorbim puțin de doctorul Cârstoiu. În fotbal știi cum s-ar traduce, că te pricepi bine la fotbal? Parcă vin cu copiii și juniorii sau parcă și-ar propune să intre cu echipa a doua în teren. Dar mai știi că sunt surprize meciul. Și la echipa a doua. Ce anume? Uneori mai sunt surprize și la echipa a doua, că vin jucători care vor să demonstreze că pot și că locul lor e în prima echipă. Dar chiar crezi că doctorul Cârstoiu vrea să demonstreze că ar fi un bun administrator? De ce vine la lupta asta? E un om așezat, cu de toate, chivernisit, cu nume și renume, cu spital la conducere. Ce-i mai trebuie? Sau de ce-i trebuie tăvăleala asta? Și aduce aminte de Ilie Năstase? Poate că în halatul fiecărui medic e și acest baston cheia, de mareșal politic. Cheia orașului, da. Da, de candidat la primăria capitalei și aici, sigur, depinde încotro privește domnul Cârstoiu, pentru că are un exemplu, domnul Sorin Oprescu, da, tot de acolo, din fruntea spitalului. Sigur, el era legat puternic de Partidul Social Democrat, chiar dacă a ajuns primar al capitalei din postura de candidat independent, tot PSD l-a sprijinit tacit în 2008, dar să nu uităm totuși cum a sfârșit Sorin Oprescu. Deci ar trebui să delimiteze foarte bine domnul Cârstoiu reușita politică a domnului Oprescu de urmările sale penale. Și cred că din acest punct de vedere are o șansă
în competiția cu Nicușor Dan dacă, nu știu, toate planetele îi se aliniază. Adică e posibil ca domnul Piedone să se retragă într-un final sau înainte de startul campaniei, deci să luăm așa cel mai bun scenariu posibil pentru domnul Cârstoiu sau pentru PSD-PNL, doamna Firea să înțeleagă că face parte dintr-un partid politic. Bine, să accepte, și el de fapt să fie singur, asta îmi spui. Da, să accepte decizia politică a PSD-PNL așa cu scrâșnetul dinților, dar să nu plece spre o candidatură independentă și să rămână domnul Cârstoiu singur pe acest culoar care în anumite circumstanțe favorabile l-ar putea duce acolo umăr la umăr cu Nicușor Dan, dar sigur e, ni se pare mai degrabă un scenariu science fiction. Da, nu crezi că oamenii chiar dintre votanții potențialei domnului Piedone ar putea gândi despre un medic? Bine mă, nu vă mai ajunge mă, voi șpăgarilor mă, voi că vă știm noi pe voi cum sunteți acum, vreți să veniți la bugetul ăsta mare al Bucureștiului, având în vedere da, și acuzațiile care i s-au adus lui Sorin Oprescu. Da, eu într-o competiție între medicul Cârstoiu și candidatul Piedone, da, îl creditez cu 99% șanse de câștig, aș paria banii mei pe domnul Piedone. Îmi dau seama cum reacționează electoratul bucureștean. Sigur, l-am exclus din această ecuație politică pe Nicușor Dan, un specialist al ecuațiilor matematice, dar dacă ar fi ca bazinul stângii sau bazinul PSD-PNL cumulat, cumva să-i spunem, să decidă viitorul primar al capitalei, cred eu că Piedone pleacă favorit în fața medicului Cârstoiu. Sigur, asta nu-i anulează din capacitatea sa de manager al Spitalului Universitar, de medic ortoped, însă politica e peste profesie. Mâine se întâlnește premierul Ciolacu în calitatea lui de șef de partid, înțeleg, cu doamna Firea. Pentru ce? A o consola? Pe o stoiască rănii. A încerca să nu și-o facă dușman? Merge domnul Ciolacu la această întâlnire cu un pansament politic pe care să-l aplice pe rana deschisă și supurând a Gabrielei Firea. Gabriela Firea, sigur, va avea o noapte complicată și agitată, însă întrebarea de mâine va fi: Gabriela Firea va accepta decizia partidului sau va merge către o candidatură independentă și, de ce nu, către o candidatură susținută de cei din AUR, pentru că există și acest scenariu în interiorul PSD. Ah, serios? Dar el este bazat pe ceva anume? Pe ce? Da, pe faptul că Gabriela... cu Victor Ponta... Se bazează pe faptul că Gabriela Firea s-ar mula pe genul de votant AUR, da? Cu această latură naționalistă în care religia joacă un rol important, cu atitudinea sa de om politic din ultimii 10 ani, care ar fi aproape de politicile celor de la AUR. Dar sigur, asta e mai degrabă, suntem pe terenul speculațiilor, dar toate variantele sunt posibile în acest moment. Și asta mi se pare de comentat și mi se pare surprinzător, cum că mai sunt câteva zile până la startul campaniei electorale, mai cam o lună mai e până la startul campaniei pentru primăria capitalei și avem foarte multe scenarii pe masă. N-avem un candidat bătut în cuie din partea coaliției PSD-PNL, probabil îl vom avea mâine, nu știm exact ce își propune Gabriela Firea de la viitorul său politic, nu știm dacă Piedone se va ține de cuvânt sau își va face o nouă cruce, va merge la măruță și va spune: m-am răzgândit. Nu știm AUR cum se va comporta în această cursă electorală, dacă își vor menține candidatul cei de la AUR sau nu. Deci sunt foarte, foarte multe necunoscute în continuare. Împărtășești opinia generală, am remarcat, potrivit căreia cei de la PSD și de la PNL preferă să sacrifice aceste alegeri doar pentru ca liderii lor, șefii de partid, să nu fie puși eventual în umbră de un vot care ar credibiliza și ar acredita printr-un număr, da, foarte clar de bucureșteni care îl vor da, persoanei care ar putea să câștige. În felul acesta, primăria de la București fiind o trambulină către șefia partidului.
Împărtășesc și nu prea. Împărtășesc pentru că, într-adevăr, candidatul la primăria capitalei care reușește să câștige această competiție devine cel mai votat om după președintele României. Știm deja acest clișeu. Ori într-o competiție, fie cu Nicolae Ciucă, fie cu Marcel Ciolacu, da, un primar general ales din partea PSD sau PNL devine automat un pretendent la fotoliul de lider al partidului. Însă asta strict pe termen lung, pentru că dacă ne uităm pe actualul calendar, vedem alegerile prezidențiale au fost devansate pentru luna septembrie și oricine are și primar general, să spunem că este doamna Firea primar general, cu greu va putea să întoarcă lucrurile în favoarea sa în interiorul partidului într-un interval atât de scurt. Deci cred eu că în acest moment și Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au cumva fotoliile de lideri consolidate în partid. Sigur, doar o înfrângere la alegerile europarlamentare comasate cu cele locale ar putea să pună în discuție șefia lor. Însă când merg pe liste comune și când au 90 și ceva la sută dintre primarii țării, e greu ca cineva să le conteste funcția de lider. De asta spun, poate că pe termen lung, da, te-ai fi putut gândi că un primar al capitalei poate să atenteze la poziția de președinte, fie al PSD, fie al PNL. Însă acum calendarul este foarte strâns și doar un dezastru de la alegerile europarlamentare mai pot schimba ceva. Primăria Capitalei a fost o rampă foarte bună așa de lansare a unor oameni care au ocupat ulterior funcții mult mai mari. Domnul Ciorbea, domnul Videanu, domnul Băsescu, Sorin Oprescu a cutezat și el mai sus. În felul ăsta, cei doi se protejează, venind cu un nume care teoretic răspunde, știi, teoretic și practic, răspunde unei fișe de post pe care societatea civilă ar solicita-o și domnul Cârstoiu se încadrează cu vârf și îndesat în acest job description, dar un nume care nu este genul de individ care să iasă pe străzi și să se ia în brațe cu toți copiii de prin sectorul 5 și să ducă o oală cu fasole și să se bucure să se bată pe burtă cu ei. Da, e clar că din acest punct de vedere sunt mai liniștiți Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, pentru că dacă domnul Cârstoiu va ajunge primarul capitalei, cu siguranță nu va accesa această trambulină către alegerile prezidențiale imediat. Poate că va crește pentru un nou mandat sau pentru anul politic 2029, 2028, 2029. Însă, la alegerile prezidențiale contează rezultatul, pentru alegerile prezidențiale contează mai întâi rezultatul alegerilor locale comasate cu alegerile europarlamentare. Cred eu că pas cu pas. Acest candidat unic de la primăria capitalei este abia primul pas, așa cum spuneai, Costi, către un candidat unic PSD-PNL la alegerile prezidențiale. Totuși, ultimul lucru pe care vreau să-l spun e că în cazul unei victorii a lui Nicușor Dan, va fi foarte dureros pentru Nicolae Ciucă și pentru Marcel Ciolacu să explice electoratului, să explice partidelor, să explice bucureștenilor de ce n-au mers pe o variantă internă sau de ce nu l-au susținut pe Cristian Popescu Piedone și l-au preferat pe medicul Cârstoiu. Deci cred eu că o înfrângere la București i-ar pune într-o situație deloc confortabilă. E exact ce a spus Gabriela Firea în urmă cu vreo două zile. Vor trebui să explice electoratului celor două partide de ce au pierdut în condițiile în care eu, în sondaje, spune doamna Firea, evident, trimiterea era făcută 100% la Marcel Ciolacu, că na, nu-i pasă doamnei Firea de ce se întâmplă la PNL, dar, într-adevăr, cifrele ei, cel puțin potrivit sondajelor, arătau o bătălie strânsă, chiar câștigătoare în fața lui Nicușor Dan. Da, interesant, dar pentru noi, așa știi, ca cetățeni este, aș spune, dezamăgitor, cetățeni nehotărâți. Este dezamăgitor să vedem că partidele care conduc, de fapt, țara asta, PSD și PNL, bâșbâie. Și ne tot spun de mai bine de o lună și ceva, ieșim, venim, vă spunem. Parcă n-arată seriozitate toată povestea asta.
Uite, au apelat, Costi, au apelat la un medic ortoped care să-i pună pe picioare. Dacă nici această soluție nu va funcționa, înseamnă că, citez din Rareș Bogdan, nu-i mai țin genunchii liderii PSD și PNL, politic vorbind. Da, îți mărturisesc că scrisesem pentru burtier ceva luat tot din folclorul stadioanelor și care ar fi putut să meargă așa drept slogan de campanie pentru domnul Cârstoiu. Doctore, doctore, rupele picioarele. Doctorul Cârstoiu le repară. Dar am zis, hai să nu-l folosim, că știi cum e cu scrisul care rămâne. Sebastian Zacman, mulțumesc frumos pentru prezență. Mâine seară, din nou, analiza zilei cu povestea asta. Hai să-l mai vedem o dată, că tare drăguț e domnul Piedone, cum își face cruce, vorbește de onoare și așa mai departe. Și ne-a relevat Sebi acum acest posibil adevăr, doamne, domnul Piedone, să se întoarcă și să spună, băi, eu v-am zis de la măruță încă, sunt un om de onoare. Încă o dată declarația domnului Piedone, dată în urmă cu 5 luni. Mai zis că ce? Candidez la primăria capitalei, președintele României. Bă, toată lumea zice chestia asta. Bă, băiatule, Piedone, clar, vertical, bagă-mă breaking news ăla, cum se numește, breaking popcast. Bagă acum, pac, burtieră, breaking news. Breaking popcast. Podcast, breaking news, podcast. Hai că revoluționăm și lumea asta. Da, deci, tati, Piedone, dacă a scos-o, e greu să scoți vorba pe gurița asta, dacă a scos-o, rămâne vorba. Rămâne vorba. Și se duce cu vorba lui în prăpastie, dar nu se întoarce de la vorba. La marginea prăpastiei ajung aici și dacă am zis vorba, plec în jos. Știu unde o-i cădea, dacă mi-am ținut onoarea, Dumnezeu te ridic la loc. Și spuneam și revin și îți răspund la întrebarea ta cu primăria capitalei, președintele României. Fuh. Da. E vorba din bătrâni. Hai să ne îmbătăm să ce minte avem. Și beat... Și treaz, Piedone nu candidează nici la președinție, nici la primăria capitalei. Punct. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Asta mărturisesc că deștepți bătrâni ăștia care îți găseau motivul ăsta să bei. Hai, Dumnezeu, să ne îmbătăm ca să vedem ce minte avem în care vorbește mai mult și mai aiurea. Până să mergem la... povestea cu final cunoscut de toată lumea din Rusia, tot așa în termen de fotbal, un blat. Am remarcat și hai să punem asta, că putem să punem pe ecran, este pagina oficială a Regiei Naționale a Pădurilor Rom Silva, care a anunțat că anul ăsta va planta circa, atenție, 26 de milioane de puieți forestieri și va regenera peste 12.000 de hectare în fondul forestier de stat. Sună nemaipomenit, numai că atunci când te apuci să împarți milioanele astea de puieți forestieri la numărul de luni, zile, minute și secunde, îți ies cam 2 puieți pe secundă, așa, asta în condițiile în care cei de la Rom Silva ar munci non-stop. Zi și noapte. 24 din 24. Și am încercat mai devreme să vorbim cu domnul Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, care acum tocmai de chestiunea asta se ocupă în Republica Moldova, la invitația doamnei Maia Sandu de împădurire. N-am dat de dumnealui, poate o să dăm mâine, poimine, să vină cineva să ne arate și nouă cum poți să pui 2 puieți pe secundă. Cam așa vine, să împărțiți și dumneavoastră. Bun, spuneam că mergem la povestea cu final previzibil, deloc neașteptat, dar e o poveste tare tristă dintr-un secol pe care îl credeam închis pentru totdeauna, dărâmat, prăbușit odată cu bucățile din zidul Berlinului. Vladimir Putin, președinte pe viață, efectiv, în Rusia. Ovidiu Nahoi, colegul meu, realizator al emisiunii Zona Liberă, alături de noi. Salut, Ovidiu, bună seara! Bună seara, Costi, bună seara tuturor telespectatorilor! Fie măcar și pentru o secundă așa, te-ai gândit, bă, cum ar fi dacă nu s-ar alege? E bună de poantă, nu?
Înainte de congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român, se mai gândea unii, dar cum ar fi dacă cineva se va ridica în timpul congresului și va spune, tovarăși, ar fi cazul să alegem pe altcineva, nu? Credeți? Nu, exclus. Știi că s-a întâmplat momentul ăsta, e adevărat, nu la congresul 14, la congresul... Două congrese înainte și, da, exact. Și am văzut ce... La ce congresul al 12-lea și sala nu da, s-a dar, alăturat. De data aceasta presiunea ideologică era atât de mare și decrescută și controlul ideologic era atât de mare încât așa ceva deja devenise de neconceput. Dar, după o lună, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci, niciodată să nu spui niciodată. Istoria poate să ofere uneori surprize. Dar hai să vorbim de situația prezentă. Nu știm ce da, nu, deși nu ne așteptam așa, uite, să apară un nou Prigojin, cum a fost tulburarea aia, furtuna aia de o zi, care l-a prins pe Putin nepregătit, da. cu oameni care îi aplaudau și îi însoțeau și îi încurajau pe cei din detașamentele Wagner în drumul lor spre Moscova. Aia e adevărata Rusie care se uita la un hoț de drept comun, cum a fost Prigojin, ca la un eliberator, sau asta care a băgat din nou capul la cutie? Și una și alta. De asta spun că lucrurile sunt imprevizibile și nu poți să știi niciodată ce se va întâmpla. Există clar o nemulțumire care fierbe acolo la foc mic undeva în străfundurile societății. Că asta, nu, asta probabil că se întrebau și străinii în legătură cu România. Că, să nu uităm alegerea lui Nicolae Ceaușescu la Congres. Apropo, Nicolae Ceaușescu n-a avut niciodată alegeri, nici măcar de genul din Rusia, la care să participe întregul popor. Da, închid paranteza. După Congres, sigur, au urmat valuri, refuziuni de entuziasm popular, au ieșit oameni în stradă să-l aclame pe noul conducător reales și așa mai departe. Și atunci, sigur, că și străinii s-au întrebat, domnule, asta e adevărata Românie? Sau adevărata România a fost cea pe care aveau să o vadă în doar o lună de zile? Nu știi niciodată societățile, unde se duc istoria, ce surprize îți oferă. De aceea, ca să faci predicții în regimuri din acestea dictatoriale, iar Rusia e un regim care aproape că se duce către totalitarism deja, că în Rusia, vezi, nici măcar neutralitatea pare să nu mai fie o opțiune. Trebuie să participi cu totul la ritualul de putere. Nu prea mai poți fi neutru. Să spui, pe mine nu mă interesează politica, eu îmi văd de meseria mea, de viața mea, de prietenii mei, de micul meu univers. Eu nu fac politică, nu mă interesează cine la putere, mă interesează câți bani câștig, ce pâine pun pe masă și cum îmi duc copiii la școală. Nu merge. Zici să ne înspăimânte că am văzut mesaje de felicitare din partea lui Kim Nordcoreanu. Era de așteptat și este de înțeles. Le-a dat multe arme rușilor. Că au venit însă imediat și mesaje de felicitare din partea Chinei. Cum ar trebui să privim lucrul acesta? N-ar fi fost mai bine să avem o Chină mai diplomată, mai orientată către o stare de așteptare? Așa cum Statele Unite, uite, nu au venit decât foarte târziu și, dacă nu greșesc, nici acum cu ceva oficial legat de alegerile astea. Nu, doar Uniunea Europeană a spus că alegerile n-au fost libere și corecte. Ceea ce știam prin vocea șefului diplomației europene. China are un parteneriat cu Rusia recunoscut, parafat, cei doi lideri s-au întâlnit de la începutul războiului. Deci nu este de mirare că Beijingul a ținut să trimită felicitări partenerului rus. Să nu uităm că nici la Beijing nu e o putere care să rezulte din alegeri libere și corecte. Nu a fost niciodată. Așa că aici există un anumit parteneriat. Însă aceeași China care, iată, studiază posibilitatea să participe la conferința de pace din Elveția, care se pregătește în privința Ucrainei. Deci e un joc oarecum foarte subtil pe care chinezii îl fac întotdeauna.
Având această validare, deși nu știu în ce măsură avea nevoie de ea, crezi că Putin își va înteți solicitările către armată, va pune și mai mare presiune pe Ucraina? Avea nevoie, bineînțeles, de o validare în stilul lor, nu poți vorbi despre alegeri. Nu găsim alt cuvânt ca să denumim ce s-a întâmplat în Rusia. Dar acest 87%, pe care sigur el l-a vrut și nici n-avea cum să nu-l obțină, înseamnă mult. Înseamnă, da, el acum poate să spună, în pofida tot ce s-a întâmplat, cu micile proteste, cu ce a făcut Prigojin în vara trecută, el poate să spună acum, am toată legitimitatea populară. E un mesaj către întreaga națiune, că poate într-adevăr să crească nivelul, de exemplu, de recrutare pentru a aduce noi forțe în război, este un mesaj și către elita politică și administrativă și economică din Rusia. Atenție, eu sunt conducătorul, eu sunt cel legitimat și să nu vă treacă prin cap să aveți cumva vreo altă atitudine. Și da, ne putem aștepta la o întețire a războiului, pentru că, iată, ajutorul american este blocat, ajutorul european, cele 50 de miliarde bun, au fost deblocate, dar mai e nevoie de timp ca banii să ajungă, ajutorul militar este cumva întârziat și în Europa, acum liderii francezi, germani și polonezi în formatul Weimar au promis că vor merge pe piața mondială să aducă echipamente militare în Ucraina, dar toate astea necesită timp. Așa că Putin are o fereastră de oportunitate de câteva luni pentru a forța și mai tare războiul. De aici, probabil, și ambiguitatea strategică a lui Macron. Atenție, s-ar putea să facem și noi ceva. Deci, cred că vom asista la o întețire a războiului în următoarea perioadă. Poate de asta avea nevoie Putin de o asemenea legitimare la un asemenea nivel. Și au făcut totul, cum se zice. Cum ți s-a părut, Ovidiu, rostirea de către Putin a numelui Navalny, uitându-se la ziariști, spunându-le eram gata, am fost imediat de acord să se facă acest schimb, dar bad luck, ce să vezi? Așa e viața, se întâmplă. Așa e viața, se mai moare în închisoare. În Rusia se întâmplă ca unii opozanți să mai moară în închisoare. Într-adevăr, nu este pentru prima dată, cum a spus și el. O probă extraordinară de cinism, pe care la prima vedere nu poți să o judeci altfel. Îi rostește numele acum, după ce el se consideră relegitimat, adversarul este îngropat, și își poate permite, în sfârșit, să-i rostească numele. Este o dovadă extraordinară de cinism, după care vine relativizarea, un element specific propagandei ruse. Pune, păi și în Statele Unite se întâmplă. N-am auzit ca în Statele Unite un lider al opoziției să fie băgat la închisoare și să moară în închisoare. Istoria Statelor Unite, nu cred să existe un asemenea exemplu. Că au fost probleme, că au fost asasinat, nu? Martin Luther King, de exemplu, nicio democrație nu e perfectă, probleme apar tot timpul, dar o asemenea acțiune deliberată n-a existat niciodată la nivelul Statelor Unite. Faptul că acceptă, cel puțin în această fază, să discute despre o încetare a focului pe durata jocurilor olimpice. Crezi că îi se datorează unui impuls așa de bunăvoință pe care l-ar arăta în încercarea de a-și atrage partizani care să spună, uite domne, e încărcat de omenie, sau este poate o consecință a epuizării Rusiei într-un război? Până și Rusia ar avea nevoie de această pauză. Nu, industria lor de armament merge la cote înalte. Ba va mai primi și o mare cantitate de armament din Coreea de Nord, după cum au spus autoritățile sudcoreene chiar astăzi. Deci cred că are cu ce. Poate să recurgă și la noi recrutări acum, care are această legitimitate.
Nu, Putin nu renunță niciodată la obiectivele pe care le-a formulat foarte clar în ultimatumul pe care l-a dat Occidentului în decembrie 2021. Nu a dat niciun semn, nu a spus niciodată că renunță sau că dă înapoi de la aceste obiective pe care le-a fixat. Așa că este poate o mișcare tactică de adormire și să vedem dacă va ajunge la ea, dar și de câștigarea unor adepți, mai ales în rândul Occidentului, de el încearcă să divizeze societățile. Și într-adevăr, cum spuneai, acolo să se găsească destui care să spună, uite domnule, că Vladimir Putin nu e un băiat rău și hai poate ajungem la o înțelegere cu el. Ceea ce nu va face decât să garanteze un viitor război. Dar în acest moment... Adu-ți aminte momentul ăla celebru de la prima întâlnire a lui Putin cu președintele George W. Bush, care a spus, m-am uitat în ochii lui și am văzut multă sinceritate, este un tip pe care te poți baza. Da. Câte greșeli s-au făcut în aprecierea Rusiei, dar nu toată lumea l-a făcut. Adică noi aici, în Europa de Est, am atras atenția de mult timp asupra acestor pericole și de mult timp, spun, înainte de summitul NATO de la București. Și eu știu că și în interiorul NATO, la un moment dat, experți români au atras atenția și nu și-au creat prea mulți prieteni pe acolo. Cu mult înainte, deci poate imediat după povestea cu Georgia, au atras atenția asupra pericolului. Mulți n-au vrut să-l vadă. Nu? Păi după declarația lui George W. Bush nu a venit acel buton de reset dat de Hillary Clinton. Ce s-a întâmplat după acel reset? Nu s-a întâmplat nimic. Putin și-a urmat drumul său. Nu mai vorbim de Angela Merkel și politica Germaniei, cât de greșită a fost. Cum spuneam noi, cei din Europa de Est, atenție la Nord Stream 2, că e un mare pericol și polonezii, și românii, și baltici, și ucrainenii. A trebuit să vină invadarea Ucrainei ca să-și dea seama nemții în ce capcană au intrat și să facă o pivotare istorică. Da, o să vorbim în clișee și în locuri comune. Nu ne putem întoarce, măcar să putem învăța ceva din povestea asta. Mulțumesc mult, Ovidiu. Ovidiu Nahoi, colegul nostru realizator al emisiunii Zona Liberă. Din păcate, tot mai ocupată zona asta, firaria să fie, numai liberă nu e. Să încheiem prima oră cu ceva videouri, așa. Am găsit unul tare simpatic. O doamnă care candidează din partea unui partid. Nici nu-i spun numele, că n-are niciun fel de importanță. Ați văzut-o probabil pe doamnă în mai multe emisiuni culinare. Gătește, face treabă. După aia s-a băgat în politică. E foarte agresivă, foarte agitată. E, acum recomandă cu mare căldură laptele de măgăriță. Cum face însă această recomandare ne-a atras atenția. Ia uitați-o pe doamna, am și uitat cum o cheamă, Belantoni. Mamelor, băieților, toți cei care vă doriți să fiți frumoși, sănătoși, tineri. Aici avem secretul, fraților. Ia priviți ce avem aici. Doar atât, uitați, atât vă trebuie. În fiecare dimineață, prânz și seară. Evident, totul în cadrul natural. Așa că vă aștept cu ale voastre comenzi. Gata. Asta a fost doamna și ce a spus. Deci ați văzut cum a spus? Cadrul natural, nu natural. Să nu credeți că totul se învârte în jurul lui NATO. Interesant ăsta, nu? Și hrănitor, și pentru ten, pentru toată lumea doritoare de o viață mai bună, cum spune doamna din imagine. Dar într-un fel sau altul, na, ne legăm de glie și de ce produce agricultura, ca să mergem la subiectul următor. Nu uitați, avem campania asta, mănâncă românești. Lucrul ăsta chiar putem să-l facem, să mergem și cu banii aia pe care îi avem în portofel, mai puțin sau mai mulți, în funcție de posibilitățile fiecăruia, să găsim lucruri, bunuri, produse de români. În felul acesta îi ajutăm pe cei de lângă noi și ne ajutăm pe noi înșine, oameni buni. Pentru că în felul acesta se strâng taxe mai multe la stat și vom începe și partea a doua a emisiunii prezentându-vă ceea ce mi-am propus, să devină chiar obsesiv, să vedeți, pentru a nu uita niciodată,
cât se adună în datoria pe care fiecare dintre noi o are din cauza unor mișcări, din cauza, atenție, nu datorită, pe care le face statul român. Mănâncă românești și ne întoarcem cu partea a doua. Gălbuie și aromată, adorată atât de copii cât și de adulți, mierea e unul din alimentele pe care le consumăm din primii ani de viață. În căutarea gustului perfect, am găsit și povestea perfectă, care ne dă încrederea că, mâncând românești, prețuim și ajutăm oamenii care schimbă lucrurile. Avantajul de a cumpăra de la un producător, deci de a cumpăra direct din piață sau dintr-un magazin tip butic cum este acesta, este că, în primul rând, poți degusta mierea. Deci poți să o guști și poți să îi simți aroma, gustul, chiar și mirosul. Și poți să-ți dai seama că ea nu este numai dulce. Are mai multe arome care se întrepătrund și simți un gust de floare, de ceară, de fagure. Familia Chepeș, acești oameni au în ADN mierea, albina și stupul. Încă din perioada primului război mondial, familia lor s-a ocupat cu producția de miere. Astăzi i-am găsit la Bădeni, lângă Turda. Ne aflăm în stupina din Bădeni, este prima stupină pe care și-a dezvoltat-o socrul meu în urmă cu peste 30 de ani, chiar n-am calculat exact. Aici avem niște stupi staționari, adică stupi care nu sunt mutați, aici colectăm polen și miere atunci când sezonul o permite. Dar și la magazinul familiei este cineva. Azi a fost rândul domnului Chepeș, care a și transformat pasiunea familiei într-o afacere puternică. Bustul este al tatălui meu. Dar el acolo scrie anii când înainte de război deja a avut albine. Și după aia au continuat și noi ca copii trebuie să ajutăm. Și, până la urmă, dintr-o meserie care am făcut-o așa, colateral, am ajuns să trăim din asta. Liniștea pe care ți-o oferă natura și banii pe care îi câștigi cu trudă s-au legat ca un fagure, încetul cu încetul. Facem vânzare directă și atunci suntem afectați, dar poate nu chiar 100% ca cei care nu fac. Cum a fost anul ăsta producția? Pentru că a fost și secetă. V-a afectat într-un fel? Mi-a afectat. A fost o producție medie. La salcâm nu prea au fost, încă au fost și înghețat, dar după aia vara, cât de cât s-a realizat un pic de producție. Lucrurile au început să capete contur în momentul în care clienții au gustat și au mizat pe produsele lor. În total, împreună cu socrii, pentru că suntem două stupine autorizate, avem aproximativ 500 de familii în sezon. Familii sau stupi înseamnă cam același lucru. Acum, când este sfârșit de sezon, ele sunt reduse, unificate și suntem la un aproximativ 370. Pe o piață aparent saturată, ca să-ți găsești locul pe raft și să îți menții statutul, e nevoie să cauți mereu rețeta perfectă. În comparație cu mierea naturală, există și miere foarte multă importată, contrafăcută și nu o spun eu, o spun specialiștii, o spun cei care au făcut analize. Da, probabil este din cauza costului și atunci facem rabat la calitate. Adevărata provocare rămâne însă tot legătura cu clientul. Cum îl scoți dintre rafturile tixite de miere importată și să îl atragi spre mierea autentică? Este mai bine și pentru noi, probabil și pentru clienți, pentru că avem clienți care vin aici după marfă. Noi venim la o oră fixă, avem un program, stăm 45 de minute, nu pierdem o jumătate de zi, fiind producători, noi nu ne permitem să stăm toată ziua în piață. Avantajul pentru clienți ar fi că știu ora la care le vine comanda, își aleg punctul de livrare mai apropiat sau mai apropiat de casă sau mai apropiat de servici sau mai apropiat de grădința copilului, că și asta se mai întâmplă, și se întâlnesc direct cu producătorul. Din punctul nostru de vedere, vedem pe fața clientului că este mulțumit, vedem bucuria cu care își preiau punguțele și vedem copiii care scotocesc aici, ce mi-a luat, și este o satisfacție și pentru noi. Avem un pic mai multă încredere în astea, pentru că sunt făcute de producătorii locali, nu sunt făcute în fabrici, la bandă rulantă. Bănuiesc că e un pic o mai mare atenție. E altfel gustul, e mai bun, se simte mai bine. Mi se pare foarte important să alegem produse din surse naturale și făcute cu drag și cu inimă. Și plus de asta, în sezonul rece chiar este important să avem o imunitate puternică și mi se pare că produsele
bio sunt foarte importante pentru noi în acest anotimp. În fiecare dimineață o linguriță de miere e nelipsită și plus de asta îți crește starea de bine. Și povestea merge mai departe pe tărâmul unde au găsit aurul albinelor și sănătatea. Familia Chepeș visează să hrănească românește multe generații de acum încolo. Ora a doua și mai bună, veți vedea, așa cel puțin sper să ne iasă, astăzi la Proiect de Țară România, aici la Prima News. Încep la fel cum am început prima oră. Mulțumesc mult că sunteți prezenți și sunteți atenți și contribuiți, participați, vă spuneți părerea, vă spuneți opinia. În scurt timp, vă aduc aminte, vom veni către voi, ne vom întâlni. Vom începe turul României alături de colegii de aici, de la Prima News, pentru a ne cunoaște, pentru a vă cunoaște, pentru a afla mai multe despre voi, despre viețile voastre, bune sau rele, cu succese, cu bucurii, cu eșecuri, cu necazuri, cu lucrurile pe care le-ați dori schimbate. Turul României și la finalul acestei emisiuni veți vedea de unde pornește acest tur al României în această săptămână, în prima sa etapă. Bucureștiul, care are acest buget fabulos de peste 1 miliard de euro, atât este bugetul primăriei capitalei, bugetul capitalei țării noastre pe an, și bătălia pentru București. Cu Sebastian Zacman am început dorind să aflăm ce se vorbește în lumea politică despre această bătălie care va începe în scurt timp. Foarte interesant, însă cred că ar fi să aflăm lucruri despre calitățile umane, profesionale, ale medicului Cârstoiu, cel care a ieșit astăzi așa din jobenul mare al coaliției PSD-PNL, numele medicului Cârstoiu. Am apelat la colega noastră Eugenia Foarfecă, realizator al emisiunii Sistemul Medical. O puteți vedea pe Eugenia în fiecare seară la Medica TV, începând cu ora 20. Și vă spun cu mâna pe inimă că avem deja ani în care lucrăm împreună. Este, aș îndrăzni să spun, cel mai bun profesionist în jurnalism, în acoperirea acestor subiecte medicale. Eugenia, bună seara, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara, Costi, bună seara ție și celor care te urmăresc în seara aceasta și nu numai în seara aceasta. Îți spuneai de medicul Cătălin Cârstoiu și vrei să mă și întrebi. Dacă rog, ajută-ne să înțelegem ce îl recomandă, ce fel de medic este, cum îl văd cei din lumea medicală, cum îl văd cei din spitalul pe care îl conduce, ce notorietate are. Lăsăm la o parte orice conexiune, orice alăturare de politică, încercând să aflăm lucruri despre omul pe care cei de la PSD-PNL se gândesc, nu e oficial încă, se gândesc să-l nominalizeze. Asta vreau să spun, că discutăm acum ipotetic, cum ar fi să fie candidat pentru primărie, cum ar fi să ia primăria generală. Da, medic, dacă dai și cauți despre medicul Cătălin Cârstoiu, medic ortoped, a fost de două mandate de manageriat la Spitalul Universitar de Urgență București, unul dintre cele mai mari spitale de urgență din țară. Odată a fost manager între 2009-2016 și apoi din 2020, iată, din timpul pandemiei, timpurile acelea grele, dificile, știi și tu foarte bine, Costi, și până în ziua de astăzi, școlit, făcut facultatea de medicină Carol Davila aici în București, decan de altfel acum la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Acum, dacă mă întreb ca jurnalist pe sănătate, dincolo de tot ce s-a discutat astăzi, de cine este el? Ai văzut, au existat lideri politici și spuneau, e doctor de dinți sau ce spune doctorul care tratează genunchii? Ironii au fost ironii de doi bani. Sigur. Se discută mult. Eu îți spun, ca jurnalist care face sănătate și scrie atâtea lucruri de ani de zi, eu l-aș dori în continuare acolo, dacă mă întreb pe mine. Să poți să gestionezi Spitalul Universitar de Urgență București nu e lucru puțin. Asta, scuză-mă, ca să înțeleagă lumea, pe vechi așa e municipalul, da? Ăla de la eroilor.
municipalul, spitalul de eroilor, ăla exact. Înalt, cu multe etaje pe care îl vedem toți când trecem, spitalul ăla unde stăteau ambulanțele. Cel mare, știi, cel de pe Ștefan cel Mare, pe ăla scrie de urgență și întotdeauna când vine ăla e spitalul clinic de urgență, care e spitalul Floreasca. Alt spital mare extrem de important de urgență, asta este municipalul, pe care îl vedem și în fața căruia stăteau ambulanțele așa la rând în pandemie să ducă pacienții acolo să poată fi tratați, au fost acolo vremuri grele. Eu am și fost la spitalul universitar și se întâmplă să fie așa, să spunem, acum îți vorbesc în calitate de pacient, nici măcar de jurnalist, dar am fost și m-am tratat acolo și de fiecare dată și fără așa numitele intervenții, că nu e nevoie, am fost tratată bine și m-am bucurat de prezența unor specialiști extraordinari. Spui că mai degrabă ar fi bine ca mai bine ar fi ca domnul doctor. Eu una aș prefera ca domnul meseria și așa. Să rămână pe manager de spital pentru că face foarte bine asta și eu îți spun un lucru. Și gândesc tot ca un jurnalist de sănătate, hai să spunem ipotetic că uite, se anunță, candidează și că și ia primăria, deși e de discutat și acolo pentru că e de văzut cu ce șanse pornește. Tu gândește-te care mare provocare în fața lui, pentru că preluând primăria generală, preia automat și cele 19 spitale care sunt în acest moment în subordinea ASSMB-ului, adică la primarul Nicușor Dan, aflat în funcție. Spitale greu de gestionat, dificil de gestionat, care au mari probleme în acest moment. Inclusiv adică spitalul a fi bun pe care strateg, îl conduce, nu? Inclusiv spitalul pe care îl conduce este... Acesta era Ministerul Sănătății, dar nu asta este relevanța în acest moment. Preia o responsabilitate imensă odată cu primăria generală, iată și cele 19 spitale de la ASSMB și aici, într-adevăr, pe palierul ăsta îl văd ca un bun strateg, având în vedere că pornește din funcția aceasta de manager de spital, știe cu ce se mănâncă tot ce se întâmplă în sistemul de sănătate, iată cu o cruntă, finanțare la pământ, de fapt, că nu e un secret pentru nimeni că sunt mari probleme în toate spitalele, adică are multe provocări dintr-un București plin de probleme la ora actuală, care nu țin numai de spitalele aflate în subordinea primăriei și să mai iei și cele 19 spitale în subordine și apoi să fii și tras la răspundere pentru problemele care sunt în ele și să poți să reușești prin ASSMB să găsești soluții bune și eficiente în contextul în care nici bani prea mulți nu ai ca să poți să gestionezi anumite situații de criză, iată, cam la ordinea zilei în sistemul de sănătate. Aici aș vedea cumva priceperea lui, rolul lui de strateg, dar repet, eu ca jurnalist de sănătate îl văd în continuare acolo la Spitalul Universitar, mai ales că are plan normal și eu știu că s-a discutat mult timp și se lucrează intens. Uite, numai unul dintre exemple îți dau, se face bunker de oncologie la Universitar, foarte important. Vin pacienți cu cancer, pacienți oncologici din București, din zone din toată țara și acolo este mare nevoie și acum e în stadiu în care chiar se cumpără aparatură și se face acolo un lucru frumos pentru pacienții cu cancer. Îl văd continuând acest proiect. E vorba și de un proiect mai mare cu PNRR, de ce nu, de reabilitarea spitalului, spital cu tradiție de 45 de ani, dacă nu mă înșel eu, universitarul, care are nevoie de reabilitare, de anumite părți, de reconstrucție. Deci planuri mari pentru spital ar fi în continuare, iar dânsul având și două mandate, știe bine cum funcționează lucrurile. Ți-am zis, am fost acolo, există un triaj foarte bun jos, care pacienții pur și simplu, printr-o goarnă, așa cum auzi, că se întâmplă în gară și în anumite zone, sunt chemați efectiv pe palierele spitalului, chemat la neurologie sau unde mai este nevoie, adică eu îl văd în continuare, da, continuă în munca aceasta. Hai să ne gândim că munca asta pe care o apreciez și ai prezentat-o ar putea fi extinsă la toate spitalele aflate în subordinea primăriei capitalei, cum spuneai mai devreme. Având un om care se pricepe, care este apropiat cu pregătirea profesională, care este apropiat sufletește, nu? De meseria asta. Aceasta, de medicină, sigur. Sigur. De colegii lui, care lucrează în spitalele de stat. Da, poate gestiona foarte bine, dar vezi tu, Primăria Generală, așa cum bine știi, nu înseamnă numai să ai grijă de niște spitale și de buna lor funcționare, să le ai sub ordine. Vorbim de un București plin de probleme, cu mari provocări, de nevoie de finanțare, te lovești de tot felul de lucruri, trebuie să lucrezi cu Ministerul de Finanțe, cu lucruri care de la un moment dat și să ai voință și proiecte pe care să le faci, nu mai țin de tine pentru că intervine finanțarea care nu mai vine la timp pentru că există un buget făcut pe anul respectiv și trebuie să te încadrezi în anumite jaloane, în anumite... Deci provocări imense... Repet, vorbim ipotetic, probabil că unii ar scoate din joben așa și niște lucruri negative în momentul în care intri iar în vizorul acesta public, ar încerca cumva să
vorbească și despre alte lucruri. Eu am văzut o muncă bună din, și din perspectiva mea de pacient care a intrat în, în spitalul respectiv. Îmi place ce face acolo, l-aș vedea în continuare în funcția asta. Soția dumnealui lucrează tot în spital, șef de clinică pe obstetrică, ginecologie, la fel, cunoaște bine activitatea de acolo. Poate doamna îl trimite, poate doamna îi spune, du-te domne la primărie. Asta nu știm, acolo, doamna Monica, mai o să uit, o să și personal aici, că tot a fost la, la sistemul medical la mine și am vorbit lucruri. Te rog, și să ne spui, interesant. Mulțumim frumos pentru prezență. Mulțumim! Colega Eugenia Foarfec în fiecare seară la ora 20 la Medica TV cu sistemul medical. Da, domnul Cristoiu, poate că o aude domnul Ciolacu pe colega Eugenia și spune, hai domnule să-l las pe omul ăla în pace, să-și vadă de treaba lui acolo, să nu-i mai tulburăm pe oameni și să ne gândim să numim pe cineva care e realmente interesat de, de politică. Citesc acum în Hot News, este o preluare a celor de la Hot News, din Ager Press, dar este un comentariu al agenției France Press, că vreau să facem trecerea către bani și către deficit. Știți că am tot vorbit la emisiunea asta despre cel considerat nebun, Javier Milei, președintele numit al Argentinei. Au trecut 3 luni de când domnul Milei, 100 de zile, este președinte al acestei țări. Și programul ăla extrem de dur de tăiere a cheltuielilor statului, uite că funcționează. Așadar, fără jumătăți de măsură, câteva sloganuri cu care el a venit și și-a propus să-și desfășoare activitatea, încercând să le satisfacă. Și, foarte important, deficit zero nenegociabil. Sună asta foarte ciudat, nu-i așa? Într-o țară cum este România, în care deficitul, să mai spunem o dată ce este, diferența între veniturile pe care le are statul și cheltuielile pe care le are statul, este de multe miliarde. Și ce a făcut Milei în 100 de zile? A dat 50.000, a desființat 50.000 de posturi publice. 50.000 în 3 luni, da? Adică o performanță, hai să fim, să fim corecți, nu-i așa? Lucrările publice sunt înghețate, iar nu asta e. Nu arătați tabelul ăsta că nu este. Îl cer eu, am zis. Da? Iar programele sociale și mass media publice sunt supuse unui audit sever. În urmă, cam cu vreo 2 săptămâni, am anunțat că agenția de stat de știri a primit așa, peste noapte, o informare din partea președintelui, bă, gata, nu mai primiți bani, punct, plecați, 800 de oameni. Sigur că lucrurile nu se rezolvă într-atât de ușor. Dar mai e o chestiune. Cum a mers inflația în țara asta, care a fost realmente distrusă, total distrusă de guvernările anterioare? Ideea este că a scăzut vertiginos, de pe la 25%, acum este undeva de 13%. Așadar, doar în 3 luni. Se poate, nu-i așa? Dar trebuie măsuri de forță. Acum putem să vorbim de tabelul ăla, pentru că mergem la cheltuieli. Și tot știm, de când a venit președintele Iohannis pe scaun la Cotroceni, prima chestiune pe care a spus-o a zis așa: dom'le, trebuie să ne respectăm angajamentul față de NATO și să alocăm 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli militare. Numai că vine NATO acum și oficial pe site-ul NATO, uite ce pune: cheltuielile cu apărarea ca procent din GDP. Sus aici vedeți anii, din 2014 în 2023. Mergem mai jos așa să găsim România și iată găsim România. Da, haideți să o facem mai mare așa pe România, sper că o vedeți. Și mergem pe linia ei, dacă putem să o urmărim. An de an, 1,35, 1,45, 1,43, 1,73, 1,79, 1,84, 2,01 în 2020 anul ăsta. Aici insist pe 2,01 ăsta, da? După care 2021, 1,86, 2022, 1,72, începe războiul în Ucraina și ne speriem. Estimatul pe 2023, 2,44%. Prin urmare, politica asta pe care ne-am impus-o și am fost tare mândri de adoptarea de a cheltui 2% din produsul intern brut pentru înzestrare cu apărarea,
nu prea sunt atinse. Vorbim de acest lucru cu domnul Bogdan Glăvan, profesor de economie. Bună seara, domnule Glăvan, bine ați venit. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara. De ce nu mergem spre aia 2%? De ce nu-i depășim? Adică noi avem, într-adevăr, mari probleme cu banii. Suntem o țară, am tot vorbit despre deficit, despre datoria statului, despre dobânzile foarte mari, așa. Dar odată ce ne-am asumat o chestiune, fair ar fi față de parteneri, să mergem spre cei 2%, să-i depășim, așa cum ne-am propus. Bine, fair ar fi fost multe lucruri în România. Ar fi fost să se aloce 6% din PIB pentru educație, fiindcă așa s-a legiferat. N-am zis-o eu sau dumneavoastră. Ar fi trebuit să se întâmple multe alte lucruri care au făcut obiectul unor legi în Parlament și nu s-a întâmplat. Așa că nici de asta, data asta, nu mă mir că nu s-a întâmplat. Dar, acum, vorbind la obiect, evident că motivul este incompetența. Noi cred că, sau armata, administrația acestei țări, cred că a intenționat săraca să cheltuiască mai mult. Dar, așa cum am văzut de-a lungul ultimilor ani, licitații peste licitații au fost amânate sau anulate. Deci, ori sunt prost organizate și nu avem clienți care să ne ofere ceea ce dorim, ori suntem contestați în demersul nostru pentru că iarăși le organizăm prost, ori nu știu ce se întâmplă, dar în orice caz nu ducem la bun sfârșit banii pe care prin buget la începutul anului îi alocăm către apărare. Practic o singură dată în 2020 s-a atins această limită, care e o limită minimă, atenție! În jurul nostru sunt țări care cheltuie la fel de bine sau mai mult decât noi, țările Baltice, Polonia, au cheltuit anul trecut 3%, în jur de 3% pentru apărare, sau 4% în cazul Polonia. 4%, într-adevăr. Grecia, la fel, este o prezență impresionantă. Grecia, an de an, mă uit, au ajuns la 3,86%. Acest 3,86% anul 2022 este al Greciei. Dar în acest context în care cifrele astea făcute publice la cunoștința tuturor arată fragilitatea cheltuielilor noastre. În ce măsură poate veni președintele Iohannis să susțină, da, aș fi bun de lider dacă lucrurile pe care le-a spus în urmă cu 10 ani, în chiar primele zile ale mandatului său, nu au fost duse la bun sfârșit în propriei țară? Păi, știți cum e, pe timpul comunismului aveam un dublu limbaj, oficialitățile aveau un dublu limbaj. Observăm și în Rusia chestia asta. La noi, nouă în țară ne se spunea ceva, în afara țării se spunea altceva. Acum, în minunata democrație în care trăim, nu mai e chiar așa un dublu limbaj, dar am căpătat altă meteahnă. Suntem mai aroganți decât ar fi normal să fim, da? Practic ne lăudăm și ne mintim și pe noi și pe restul planetei în legătură cu ce suntem noi în stare să facem. Desigur, noi ne fiind în stare să facem acel lucru. Adică dacă ar merita cineva, și sigur că după Stoltenberg, care s-a dovedit a fi un conducător, un secretar general al NATO destul de bine pus la punct și pe fază tot timpul, l-am urmărit, da? Nu aștepta instrucțiunii, semaforul să se facă verde ca să facă o declarație sau ca să ia o atitudine, așa cum se întâmplă în România, unde președintele este o dată pe lună să zică ceva și de regulă după săptămâni bune, după consumarea unui eveniment. Locul lui, după părerea mea, nu poate fi luat de un reprezentant al unei țări care nu s-a încadrat în aceste criterii. Sunt două criterii pe care NATO le folosește. Unul este acest procent minim 2% din PIB pentru apărare și mai este al doilea criteriu, anume ca minim 20% din cheltuieli
să fie alocate către achiziții de echipamente. Ori asta ar trebui să ne intereseze maxim, adică pentru că Armata României chiar trebuie dotată, nu pornește de la același standard la care pornește Marea Britanie sau America. Noi chiar trebuie să urcăm. Și n-am făcut acest lucru, repet, nu pentru că banii nu au fost alocați la începutul anului în proiecte de buget, ci pentru că mai departe execuțiile bugetare au lăsat foarte mult de dorit. Nu au fost în stare să-i cheltuia. E, în contextul ăsta și având în vedere proiecția... Scuze, vă rog. Nu că n-au fost în stare să-i cheltuiască, n-au fost în stare să-i cheltuiască pe ce trebuia să-i cheltuiască. Pentru că banii până la urmă au fost cheltuiți. Au fost cheltuiți. Asta este problema. Uitați-vă la Polonia. Polonia a cheltuit 4% din PIB pentru apărare și a avut anul trecut un deficit bugetar de 4%. Deci, dacă am elimina aceste cheltuieli pentru apărare, practic Polonia ar avea un deficit zero. Adică ar avea echilibru bugetar. Păi uitați-vă la România. România are 6% deficit. Da? Noi putem să dăm la o parte cheltuielile pentru armată, că tot ne rămâne un deficit bugetar de 4% din PIB. Deci noi am păpat banii tot timpul pe alte lucruri. Asta voiam să vă întreb. În condițiile în care, așa cum se prefigurează acum, deficitul anul acesta tinde să meargă serios peste cel bugetat, credeți că vom fi în stare să mergem spre acel 2,5% din PIB cheltuieli pentru apărare? Eu sper, știți că speranța moare ultima și este bine să sperăm până la capăt. Doar că, văzând ritmul în care guvernul cheltuie banii și vedem săptămână de săptămână, vedem atâtea proteste sociale, vedem atâtea grupuri de presiune care încearcă în acest an, evident, să își atingă obiectivele, să smulgă de la guvern o mărire. Că asta este, au zis, acum ori niciodată. Iar guvernul, care vrea să cumpere voturile lor, evident că le plătește. Adică dă bani. Mărește în stânga și în dreapta. E, păi mărind în stânga și în dreapta și cheltuind și pentru armată, vă dați seama că cu atât mai dezastruoasă va fi execuția bugetară la finalul anului. Vorbeam înaintea intervenției dumneavoastră despre politica de forță pe care Milei încearcă să o impună în Argentina. Un slogan de tipul acesta, deficit zero nenegociabil, credeți că ar putea funcționa și în România? Nu pot să fiu ferm în direcția asta. S-ar putea să funcționeze dacă oamenii se trezesc, pentru că și în Argentina, să știți că și în general în orice țară, Bulgaria lângă noi, care a făcut reforme destul de serioase în urmă cu vreo 20 de ani, le-a făcut nu pentru că a apărut un om cu părul creț așa sau cu o frizură mai ciudată, nu pentru că a inventat cineva sloganul ăsta, ci pentru că populația s-a săturat și nu a mai înghițit minciunile. Și atunci, respectiv de acum 20 de ani, Bulgaria a dat prin lege că cursul de schimb este fix și că statul nu mai poate să tipărească bani după cum vrea el, și de atunci încoace de 20 de ani cursul de schimb este fix și guvernul bulgar nu mai are deficite bugetare. De fapt, ca să fiu cinstit, are cât toate deficite, dar în alți ani are surplusuri și per ansamblu nu mai are deficit. În vreme ce România a avut doar deficit. Și atunci vedem că Bulgaria are și inflație mai mică. Dar nouă ni se spune în România, da, dar noi suntem super șmecheri pentru că noi ne dezvoltăm foarte rapid. Numai că acest lucru nu rezistă testului statisticii și testului istoric. Uitați, în trei luni scrie France Press, numărul ministerelor a fost redus la jumătate în Argentina, au fost desființate 50.000 de posturi publice. În trei luni. Acum trebuie să fim un pic lucizi aici. Oricât de mult ne-ar plăcea și eu admir, mă uit cu interes, urmăresc cu interes ce se întâmplă în Argentina și sper să aibă succes acest program de însănătoșire, că Argentina este un stat eșuat, istoric eșuat al secolului 20 și poate acum să-și revină. Totuși
trebuie ca populația să sprijine aceste reforme și este nevoie de timp pentru a vedea dacă populația ține sprijinul pentru reforme. Fără sprijinul populației, niciun guvern nu poate face nicio reformă. Într-adevăr. Mulțumim mult pentru prezență, domnul Bogdan Glăvan, profesor de economie, alături de noi și în, și în această seară. Tot vorbim de, de deficite, de poziționarea României, de locuri jenante în clasamentele mondiale și europene. Unul, m-aș feri să-i spun jenant, că nu către latura asta trebuie să ne îndreptăm, dar unul împovărător, dureros, dramatic, este cel al numărului de accidente rutiere. Pe drumurile României au loc zilnic peste 70 de accidente. Sunt mii de victime și în urma victimelor rămân zeci de mii de membri ai unor familii îndurerate. Ideea este că în urmă cu 2 ani a fost dată o lege, oameni buni, o lege care, parcă în 2022, în ianuarie, le permite, potrivit legii, șoferilor să facă cursuri de conducere preventivă, iar costurile acestor cursuri să fie deduse. Interesant, nu? E bine, nu s-a aplicat legea. De ce nu s-a aplicat? Pentru că nu sunt norme de aplicare. Domnul Titi Aur, specialist în conducere defensivă, alături de noi în această seară. Bună seara, domnule Titi Aur. Bună seara. Ne-ar ajuta normele astea să vină mai repede, nu neapărat ca să dezvoltăm o industrie, ci ca să protejăm cât mai mulți oameni? Vedeți, până acum ați vorbit de procentele din PIB care se dau pe înarmare. Ce înseamnă înarmare? Înarmare înseamnă că dăm niște bani, avem niște arme ca să ne apărăm de un viitor posibil război. Bani care se duc în marea majoritate, se duc în străinătate, punct, s-au pierdut, se dau de la buget. Ce nu știe lumea în general este că alte procente de 2% din PIB se consumă pe accidente, ca urmare a victimelor accidentelor. Adică cât dăm pe înarmare, tot atât consumăm și pe accidente. Ce înseamnă accidentele în România? Înseamnă războiul din România de astăzi, de ieri, de mâine. În fiecare zi avem între 4 și 5 morți, în fiecare zi avem 10 răniți grav, în fiecare zi avem 70-80 de răniți ușor. Adică vreo 35-36 de mii de accidentați în total în fiecare an. Toate astea costă, cum spuneam, cam 2% din PIB. A apărut acum mai mulți ani, în 2019, ideea ca să fie susținute cursurile de conducere defensivă cu bani de la buget, pentru că s-a demonstrat în toată lumea, inclusiv în România s-a demonstrat, între cei care au făcut cursuri, paranteză fiind, în România au făcut în jur de 2% din șoferii din România cursuri până acum, aproximativ 200, poate 250 de mii de șoferi din România, dar înseamnă doar 2% pentru că avem 9 milioane și ceva de permise. Și atunci s-a demonstrat că aceste cursuri au dus la o reducere drastică, dacă pot să spun, fenomenală a accidentelor între cei care au făcut cursuri de conducere defensivă. Preventivă, da. Parlamentul a avut un proiect de lege care a trecut prin Parlament, prin comisie, a fost aprobat, a fost votat aproape în unanimitate, adică vreo 260 de voturi din 272 de deputați prezenți atunci, când a fost în Camera Deputaților. La Senat, la fel, a trecut și la Senat, dar Camera Decizională este Camera Deputaților. Și era obligatoriu, conform legii, să se facă normele în 6 luni de zile. Normele trebuiau să fie făcute de către Ministerul de Interne pentru o parte a legii și de către Ministerul Transporturilor pentru partea principală a legii, adică să se stabilească regula jocului, cine, cum să facă, cine are dreptul, cum să facă, cum să fie instructorii, cum să fie școlile organizate, școlile de conducere defensivă. Ministerul de Interne a făcut normele foarte bune, cred că e vorba de ordinul 128 din 2022,
pentru că legea a fost promulgată și publicată în ianuarie 2022, deci acum 2 ani și 2 luni. Exact, o lună. Da. În schimb, Ministerul Transporturilor refuză conversionare, pentru că există o direcție, sau în fine, direcția de transport rutier, condus de o doamnă, care se opune categoric la această lege. În interiorul Ministerului Transporturilor există o regulă, pentru că se discută orice decizie cu grupul de dialog social. La acest grup de dialog social sunt niște sindicaliști, niște proprietari de școli de șoferi, de tot felul, de servisuri, de... și care se opun fără niciun fel de justificare. Și atunci au rămas acele norme, s-a făcut un proiect de norme, de fapt un proiect de ordin de ministru, care înseamnă proiectul pentru norme, s-a publicat în octombrie 2021 și de atunci nu se mai întâmplă nimic. Adică oricum cu întârziere, cu multă întârziere. Nimeni nu are nicio explicație logică, pentru că această lege, dacă ar funcționa, ar însemna următoarele lucruri. În primul rând, accidente mai puține, sânge mai puțin pe șosea, mai puțin morți, mai puțin răniți. În al doilea rând, ar însemna bani mai mulți la buget, pentru că România, după cum spuneam, consumă 2% din PIB ca urmare a accidentelor, a victimelor accidentelor. Ar însemna dezvoltarea unei noi meserii, ar apărea în România probabil în jur de 70-80-100 de centre de pregătire, să zicem cum îl am eu, dar nu neapărat atât de spectaculos. Eu l-am făcut pentru mai multe motive. Să putem face și team building, să putem face mai multe, dar conducerea defensivă este principala activitate. Ar apărea în jur de 2-3 mii de locuri de muncă și practic ar scădea numărul de accidente. Nimeni până acum n-a reușit să impună sau să facă în așa fel, niciun ministru de până acum, și nimeni n-a reușit să treacă peste această ambiție a doamnei. Dar cu domnul Grindeanu ați vorbit direct? Că dumnealui pare probabil un individ deschis așa la nou și la chestiuni care sunt de neatacat. Adică ce spuneți dumneavoastră aici, susținut de cifre, susținut de economii, de investiții, locuri de muncă și așa mai departe, sunt numai argumente valide. Deci de când este domnul Grindeanu ministru transporturilor, adică de 2 ani și un pic, adică un pic înainte de a apăra legea, eu unul nu am reușit să vorbesc cu domnul Grindeanu. Este foarte adevărat că nici n-am insistat foarte mult, pentru că oricum sunt deja suspectat că am interese, că cine știe ce vreau eu să fac. Mâine, de exemplu, să mă întâlnesc în sediul Parlamentului, sunt la o conferință pe această temă, pe transporturi în general, dar și pe siguranță rutieră. Și uite, mi-a spus dumneavoastră acum, mâine o să-l abordez direct și o să-l rog să discutăm despre acest aspect, dacă o să dorească. Dar, din păcate, această lege care ar aduce sânge mai puțin pe șosea, ar aduce bani mai mulți la buget, ar aduce locuri de muncă, nu funcționează, pentru că doamna directoare Adriana Calapi s-a opus și se opune și nu vrea și gata. Face tot felul de trucuri încât să nu se întâmple. Cam asta da. E foarte pe scurt. Bun. Acum, spuneți-ne, cât ar costa un curs de felul acesta pe care toți șoferii ar putea să-l facă? Nu mă refer la profesioniști, mă refer la cei care pun mâna pe un permis și sunt șoferi de zi de zi. Acest curs costă în jur de, sau între 150-200 de euro, care înseamnă un program de teorie și de practică, care are, să zic, principalele avantaje după un astfel de curs sunt că devii un pic mai bun șofer, dar foarte puțin mai bun, dar devii mult, mult mai conștient de ce ți se poate întâmpla. Pentru că șoferii de la noi, din România, fac foarte multe faze riscante pentru că ei nu cred că lor li se poate întâmpla. Și uite, vă dau doar un mic exemplu acum și pun așa întrebarea publică. Cum își permite statul român să autorizeze autovehicule, automobile cu care, dacă te răstorni, centura de siguranță nu se deschide, și acum vorbesc de mașina din ultimii 10-15 ani, mașina modernă, are acest sistem gândit încât să nu se deschidă centura, să nu cazi în cap, să nu-și rup gâtul.
Ce se întâmplă? Se întâmplă că te răstorni în Dâmbovita și au murit tineri în Dâmbovita, înnecați, cu mașina întreagă, doar că erau cu roțile în sus și nu s-au deschis centurile. Au murit familii pe la satul mare în iarna asta, se duceau la mănăstire și a murit mama, mama mamei și copilul mamei, înnecați într-un canal, practic, nici măcar nu era un râu. Au ars oameni în mașină, au ars oameni de viu, practic, a ars omul în mașină săptămâna trecută, pe undeva, cred că prin Olt, răsturnată mașina întreagă, nu s-a deschis centura. Și vin cu întrebarea, cum își permite statul român să autorizeze astfel de mașini fără să facă niciun fel de demers pentru informarea clienților sau a conducătorilor auto sau a utilizatorilor. Pentru că toate țările au acceptat aceste mașini pentru că sunt mai bune decât cele dinainte, în sensul că se asigură mai bine centura, dar i-au învățat pe oameni cum să iasă din mașină. Au introdus simulatoarele de răsturnare și Suedia și Germania și Italia și Franța și toate țările. Au venit cu campanii de informare, au dealerii te transmit, toată lumea se transmite, se fac lucruri la protecția muncii în instituțiile de transport sau în fine, care au conducători auto. Se fac lucruri ca să informezi cetățeanul. Și cred că soluția este să încercați mâine să vorbiți cu domnul Grindeanu, o să încercăm și noi să dăm de dumnealui și o să facem și o adresă, la Ministerul Transporturilor. E un subiect asupra căruia vom insista. Vă mulțumim mult pentru prezență în această seară și, cum zic americanii, developing story. Adică mergem pe acest subiect împreună cu toată lumea, pentru că toată lumea ar trebui să fie interesată. Domnul Titi Aur a fost specialist în conducere defensivă. Mulțumim frumos pentru prezență. Turul României, vă spuneam, începe săptămâna aceasta. Vom fi alături de oamenii acestei țări. Încercăm să facem un program cât mai fix, cât mai riguros, să vedem în ce măsură ne va ieși. Faceți cunoștință cu primul oraș pe care îl vom vizita săptămâna aceasta. Ați văzut deja câteva secvențe la Focus, la Prima. Vom continua prezentarea materialelor din acest oraș, iar joi întâlnire cu oamenii de acolo. Se încheie aici emisiunea Proiect de Țară România, pentru a face un proiect bun de țară, noi așa trebuie să o cunoaștem, să vedem în acest tur al României ce se petrece. După turul României și debutul său, vă întâlniți cu colegul Radu Banciu și cu Worldwide Banciu. Ne regăsim mâine seară cu aceeași bucurie. Vedeți? Gemulețele alea mai sus sunt afumate. Exact acolo au fost bombardamentele. Da, și codul ăla rulant care intră cereale în el. Ăla și magazinele. Pe malul Dunării l-am regăsit pe Gheorghe Puflea, nea Gigi, care nu vrea încă să dea plaurul și casa părintească pe relativa siguranță din Tulcea, chiar dacă a prins toate bombardamentele grele și chiar dacă dronele i-au trecut peste casă. Aici au fost geamurile astea. Le-am înlocuit unul la magazie. Aici, la dumneavoastră, a fost prima pagubă a războiului pe teritoriul român. Da. Războiul din Ucraina i-a făcut pe sătenii din Plauru experți în ceea ce înseamnă un bombardament. Nu sunt în siguranță. Cartușele aia după ele explodau în aer, nu erau așa. Dar care atingea la țintă, se zguduia. Dezastru. Dezastru, da. De câte ori au căzut drone aici, la dumneavoastră, în Plauru? De două ori, parcă. Păi este două căzute din partea aia, vreo trei au căzut aici. Și ați avut mare noroc că n-au picat pe casa dumneavoastră, că ați avut noroc. Păi, norocul e ăsta, că n-au căzut aici. A mai fost și anul ăsta, la început, cam începutul februarie, dar au bombardat partea încolo, sus unde are bazinul ăla de reparații navei. Nea Gheorghe are câteva animale și grădina și de aceea nu pleacă. Nu primește nici mesaj roalert, pentru că nu are semnal în zonă. Nici la adăposturile civile nu se duce, că ar fi prea departe. Păi dacă am animale, vacile la care le-ați văzut acolo, sunt mele. Deci nu plecați de... nu puteți să... Păi dacă o să vedem zorul, le dăm drumul la animale și plecăm. S-a obișnuit cu... Da, știu, da, și sirenele când sună, de acum știm când... Pe telefon primiți acele notificări. Dar de unde? Că aici nu prea
nu prea avem semnal. Deci nu primiți ora alertul? Nu, aici în sat nu. Tot vis-a-vis de război locuiește și familia Tănase. Doamna, acolo e Ismailul. Da. Sunt câteva sute de metri. Da. Și acolo... casa noastră. Casa dumneavoastră. Da. Deci sunteți aproape, da. Cea care stați cel mai aproape. Da. Acum e tunerea crescută și este o leacă mai distanțată. Aproape de dumneavoastră a căzut drona? Da, la un kilometru și 200. Deci în partea aceea? Da, încolo. V-a stricat ceva, doamnă? La noi în curte n-a stricat, dar a fost sperietura groaznică. Cu teamă stați? Stăm! De acum ne-am obișnuit. Asta este că bubuiturile alea, dacă n-ar fi, cred că ar fi mai bine. Dar vă e frică să nu mai pice o bucată de dronă? Ne este frică. Dar nu plecați de aici. Nu plecăm, unde să le ducem? Soțul Danielei e pescar. La vremea asta ar fi trebuit să fie ascuns prin cotloane ale deltei, dar locurile acestea sunt ocupate acum de navele cu cereale venite din Ucraina. Soții Tănase spun că nu au de gând să plece. Le este greu, dar au și un copil și speră că îi pot clădi viitorul fără să renunțe la viața din Plauru. Anul trecut a fost foarte greu. Și acum, pe timp de noapte, nu poți să ieși. Ei înainte ieșeau și pe timp. Da, ieșeau, pescuiau. Că toată se prinde mai bine noaptea, dar acum din cauza restricției, că nu ne-a impus nimeni, dar e frică lui ca persoană să meargă, fiindcă motorul face un zgomot exact ca drona. Petre Amititelu locuiește la câteva sute de metri de familia Tănase. De când s-a pensionat, stă la Plauru, reface casa bătrânească și îl ajută pe preotul din sat. A prins câteva bombardamente, dar doar unul l-a speriat rău. În rest, pare a fi împăcat cu soarta. La fel ca și ceilalți săteni, nu are nici speranța că ajunge la adăpostul de protecție civilă dacă lucrurile s-ar înrăutăți. Asta e cazemată, bunker, sau cum îi spuneți? Bunker. E cam greu aici. Dar în caz de bombardament, uitați. Da, în caz de bombardament am stat așa, nu-i așa? Pe... cred că poate. Da. Până ajung eu la bunker aici, mor de 100 de ori. Dar oamenii se duc la acest bunker? Nu. Cum a schimbat războiul din Ucraina? Cum a schimbat viața oamenilor? Când mă duc la Tulcea, atunci mai ia de la televizor. Dar, rest... dar aici vi se pare nu, liniște? Liniște, da. Alți localnici nici nu vor să încerce. De fapt, singurii care au testat buncărele au fost cei doi soți, vârstnici, singurii care au plecat din sat. Au plecat oamenii din sat. De... păi e tot asta, familia asta, acolo singur. De lângă adăposturile de apărare civilă. Da. A prins o spaimă de asta și... da, să trezea noaptea, nu putea să doarmă, nu. De aceste buncăre, de câte ori ați intrat în ele? Niciodată. Dar de ce? Păi de ce să fac în el? Păi a căzut dronul. A căzut departe, da, și ai timp să fugi din casă până în cazi drona. Deci, noastră nu vă e teamă. Da. Și nu o să plecați de aici. Da, de ce să plec? Deci rămâneți păi, clar. Păi când vine drona aia... n-am eu timp să fug din casa aici, dar să acolo e de... casa. La capăt de sat, ascunsă de copaci, e gospodăria soților Jovanovici. Adriana Jovanovici a rămas de curând văduvă. Femeia, trecută de 80 de ani, e resemnată. Ce siguranță să mai fie? Nu e nimic. Prins toate bombardamentele. Da, da. Și ultimul a fost... e o lună de acum, de când a fost ultimul. Casa s-a zguduit? Da, la fel. Bombardat. Nădejdea în Domnul. Când e să murim, murim. Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalcioi, din care face parte satul Plaurul, a fost blamat inițial de autorități. El a fost primul care a povestit despre drona căzută în sat, înainte ca autoritățile să confirme evenimentul. Aș minți dacă a zice că nu există teamă, nu există pericol. Ați văzut și în noastră, dronele au căzut puțin mai sus, puțin mai jos de Plaur. Trei drone au căzut în zona aceea, dacă nu... trei, patru, una în Dunăre, cinci, cu semnalul, da. În momentul de față, e în derulare, cred că zilele astea dăm autorizația de construcții, de construire și construim în spatele primăriei un releu care va acoperi Plaurul, Sălcieniu și Ceatalcioiu. În ciuda optimismului și a încăpățânării oamenilor de a nu-și părăsi casele, edilul recunoaște că situația din sat e gravă și spune că lipsește ajutorul autorităților centrale. Cu excepția semnalului, problemele nu
s-au mișcat. Părerea mea personală că statul român în momentul de față, cel puțin pentru locuitorii din Delta Dunării pe brațul Chilia, e mai preocupat, statul e mult mai preocupat de poporul ucrainean decât de noi. Pe pescar nu-i ajută? Absolut nimic, absolut nimic, nici măcar nu s-a procedat la eliminarea cotei obligatorie de capturi de pești. Mai nou, acum am înțeles că dacă pescarul încerce solicită să pescuiască doar pe o zonă de 4-5 km de Dunăre, este obligat să facă cota de pește ca cum ar ajunge, ca și cum ar avea pe zona arondată UAT-ului. Multe decizii, spune primarul, sunt făcute la Bruxelles, dar au prea puține legături cu realitatea de pe teren. Mulți invocă că sunt directivele Comunității Europene. Ba mai mult de atâta. Nu știu, probabil să depopuleze Delta. Un alt aspect care spun și eu, chiar nu-l înțeleg. Eu am făcut un proiect la primărie, nu personal. Să dau energie în toaie iluminat public, primărie, școală, dispensar, ce am, cămin cultural, în care mi-a respins proiectul că, vezi, doamne, în Delta interzis parcul voltaic. Grindu, Nufărul, Chilia, Periprava sunt alte localități tulcene unde zgomotul bombardamentelor din Ucraina au devenit o normalitate. Program disponibil pe primaplay.ro.